Ne-a zdrăvănit lui păcală. Sus, părinte, că se udă cărticelele. Văzând popa că nu scoate la capăt cu păcală, se sfătui cu băiatul lui ca peste noapte să fugă unde-l vedea cu ochii. Că de-or mai sta, oțomanul le face de petrecanie la amândoi. După ce se înțeleseră, popa strânse cărțile pe care le avea și le puse într-un sac, cu gândul ca să le ia cu el. Păcală însă îi simțise. Fugiți voi, fugiți, își zise el, dar de mine nu scăpați așa ușor. Odată, ieșind popa până în curte, păcală intră repede în odaie și se vârâ în sac, așezând câteva cărți deasupra. Popa, nemai văzându-l, crezu că s-a dus să se culce. Luând dar sacul la spinare, își chemă băiatul și ieșiră pe furiș în poartă. Pe urmă, popa, scoțând din grașul măgar, îi puse sacul în spinare și, încălecând și el, pornire la drum. Merseră ei cale lungă, băiatul pe jos, că era tânăr și voinic, iar popa pe măgar. Erau veseli și mulțumiți că scăpaseră de păcală și că de-aci înainte puteau să ducă și ei o viață mai liniștită. Mergând așa, ajunseră la o apă. Cum să o treacă? Pod nu, nimica nu. Hai să treacă prin vad. Băiatul porni înainte, după ce suflecase bine nădragii. Iar după el venea măgarul cu sacul și cu popa în spinare. La un loc, fiind apa cam adâncă, fundul sacului se udă. Și atunci păcală strigă, sus părinte că se udă cărticelele! Popa se uită mirat în toate părțile, dar nevăzând pe nimeni, întrebă pe fiul său dacă el vorbise. Acesta îi răspunse că nu. Popa își închipuie atunci că îi se păruse. Mai făcură câțiva pași și sacul atingând iar fața apei, păcală zise încă o dată. Sus, părinte, că se udă cărticelele! Popa se uită mirat în toate părțile, dar nevăzând pe nimeni, întrebă pe fiul său dacă el vorbise. Acesta îi răspunse că nu. Popa își închipui iar atunci că îi se păruse. Mai făcură câțiva pași și sacul atingând iar fața apei, păcală zise încă o dată. Sus, părinte, că se udă cărticelele! Popa auzise de data aceasta destul de rămurit. Mare minune și asta, gândi el. Se vede că vreuna din cărțile sfinte din sac a vorbit, că altul n-are cine. Și popa văzu în întâmplarea aceasta un semn că blagoslovenia Domnului e cu el. Cum ajunse la mal, descărcă sacul de pe măgar și îl desfăcu, voind să vadă care era cartea cea minunată. Dar cum desfăcu sacul la gură, țâști, sări din el păcală. Care-i spuse popii râzând, bine te-am găsit sănătos, stăpâne, ca o slugă credincioasă ce-ți sunt, nu am voie să te las să pleci singur. Am venit și eu să te slujesc, că până mi-o împlini sorocul, mai e vreme. Popa, când îl văzu, îi se făcu negru înaintea ochilor și parcă nici inima nu-i mai bătea de spaimă. Tiu, ucigă-te, crucea de tălhar să te ucigă, zise el cu dinții clănțănind. Dar păcala de colo, ce părinte, te-ai supărat? Nu, taică, nu m-am supărat, răspunse popa. Dar m-am mirat când te-am văzut ieșind din sac. Și popa scuipă încolo de scârbă și de obidă. Vedea el că de ce se temea, nu putea să scape.